Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare, numai la alegere, colectivă, destul de colectivă, chiar foarte colectivă, dar s-ar putea de asta dată să fie mai puțin colectivă decât de obicei, pentru că aceasta este etalarea pentru cei care vor să renunțe la relația dintre ei și o persoană karmică sau ei și un suflet pereche sau un suflet karmic care le-a adus multă suferință, multă, multă suferință. Deci pentru aceea fac această etalare. Nici nu știu asta unde să o pun. O punem așa. Așa. Deci, situația generală. Doi de bâte. Planuri. Probabil că ați ales. Probabil că ați ales să vă creați singuri oportunitățile. Să mergeți înspre fericire. E un curcubeu, îmi place. Să mergeți înspre fericire și să. Da. Să lăsați în urmă persoanele care nu vorbesc, care vă mint, care vă manipulează, care fug de implicare, care se bucură, doar se bucură de cupe, se bucură de atmosferă, se bucură de orice, dar nu se implică. Așa spun. În fine. Situația generală. Nia. Regele de spade, 2 de monede și 8 de monede. Da, interesant că tot aici s-a oprit. Același format, dar un pic schimbat. Separarea dintre voi, da. Voi și personajul care n-a vrut să se implice. Aș spune că vă atrage într-un alt portal, îi lăsați aici, în acest portal, pe cei pe care i-ați iubit. Da, i-ați iubit și pe karmici, nu zice nimeni că nu i-am iubit și pe karmici și pe sufletele perechi care ne-au făcut să suferim și pe sufletele gemene, flăcările gemene care ne-au făcut să suferim, dar îi lăsăm în portalul lor, în dimensiunea lor și mergem. Regele de spade, 2 de monede, 8 de monede. Cu alte cuvinte, acționăm cool cei care vreți să mergeți, să mergem, în fine, într-o altă poveste. Încercați, hai să zicem, încercați să vă păstrați echilibru financiar la care lucrați de zor 8 de monede, pentru că unii dintre voi ați înțeles că echilibru nu constă doar în echilibru emoțional, mental, ci și fizic, da? Încercați să fiți raționari, să vă mențineți principiile. Cine nu se adaptează principiilor voastre, regrete eterne. Ideea este că vreți să fiți în echilibru. Dacă alții se transformă, vin transformați. Bine, voi lucrați, aveți două semnale că lucrați 8. 8 e casă. Ah, interesant. Eu citeam 8, 2, 4, 7, 8. Dar de ce îmi scrie 7? Interesant. 1, 2, 3. Da, 6, 7. Eu citeam 8, oricum. Ok, da. Lăsăm așa. Deci lucrați în transformarea voastră. Cu răbdare, adăugăm șaptele, da? Cu răbdare. Sunteți foarte atenți în ce investiți ca să nu mai aveți parte de dezamăgire. Hai să mai vedem. Cine vine transformat, trebuie să vină și echilibrat. Repet. Vă concentrați pe muncă, pe ceea ce vreți voi să investiți. Știți că aveți multe lucruri de transformat. Și ne vrea să se transforme împreună în viitorul cuplu. Veți vedea. Încercați să fiți în rațiune. În sensul frumos al cuvântului, să vă păstrați principiile, să fiți corecți. În aceste de cărți, regele de spade vorbește. Dar vorbește despre măsură. Despre așteptare.
Pentru unii dintre voi ați avut de-a face cu un personaj interesant, că tocmai acum mi-a afectat chakra a 6, a 5 ani, a comunicării, cu un personaj care nu prea a vorbit, poate că acum vrea să vorbească, dar nu prea a vorbit. Poate că era în perioadă de transformare și v-a pus în așteptare, e posibil și asta, dar voi aveți de făcut niște alegeri importante, niște pași, să vă schimbați energia roata norocului. Ia clarificăm. Ia uite, 3 de bute, trebuie să învățați să sperați să vedeți lucrurile în viitor. Văd multe. Avem aer, pământ, ca și elemente importante. Nu că aveți de-a face musai cu semn de aer, nici cu semn de pământ, poate, dar poate sunt elementele voastre care sunt mai active în această perioadă, poate sunt elementele lor, ale altora. Hai să clarificăm. Regele de spade, clarificăm regele de spade pentru colectiv. Am spus, pentru colectivul care nu mai vrea să stea în așteptare, iaute. Nu mai vrea să stea în așteptare pentru că celălalt trebuie să se echilibreze, că celălalt trebuie să jongleze între una și alta, că celălalt nu e obișnuit să comunice, deci tace. Marea preoteasă, da? Regele de spade, are multe secrete. Personajul acesta de care voi încercați să vă eliberați, are multe secrete. Interesant. Secrete la care ține. Cel mai mare secret este că se simte abandonat, se simte rănit. Da. Cel mai mare secret este, poate că și de voi, poate că și de alții, dar nu spune. Mai dăm o carte pe Marea Preoteasă. Clarificăm. Regele de spade și Marea Preoteasă. Da. A fost în secret Luna și Marea Preoteasă foarte atras, probabil, de voi. Sau atrasă. Poate să fie și energie feminină. Și aici a fost, să zic, întrebarea. Că între timp a mai primit prin vise, prin intuiție, că e un personaj foarte înțelept, nu zice nimeni că nu este înțelept, a mai primit niște mesaje. Dar acest personaj era obișnuit să se concentreze pe energia sa strict fizică, sexuală. Aici este secretul, poate că a avut o aventură în secret. Și lucrurile au rămas cum or fi rămas. Aventura poate o fi fost cu voi sau poate o fi fost pe lângă voi. Depinde ce sunteți, unde sunteți, dar Cavalerul de Băte vine, pleacă, vine, pleacă, pentru că are multe secrete. Și rațiunea îi spune să tacă din gură. Se concentreze pe ce este bărbătește de rezolvat. Și cam atât. Clarificăm 2 de monede. Șase de bâte. Și moarte. Da, vedeți? Am spus eu. Vreți să vă transformați. Dacă acest personaj va... E a doua oară când apare șapte de spade, da? Ați văzut și aici? Ia uitați. Șapte de spade. Și îndrăgostiții. Da, o fi fost atracție fizică, emoțională, mentală, dar acest personaj a tratat această atracție ca o chestiune strict fizică. De restul lucrurilor, sau mai bine pe celelalte lucruri, emoțiile, intuiția, lucrurile subtile, spirituale, le-a încercat să le raționeze, să le analizeze. Și acum voi vreți să renunțați la conflicte. Conflictele mentale, la un fel de a comunica nesincer, care creează confuzii. Nesincer. Și nesincer nu zicem să ai nimeni că toată lumea spune minciuni, dar chiar și frântură de adevăr
poate frânturile de adevăr pot crea confuzii și așadar moartea. Moartea. Da? Aș spune că lucrați la transformarea voastră, cum am spus chiar de la început, și în această perioadă, sau mai bine zis, când ați hotărât să puneți când, aproximativ, eu știu, variază de la om la om, că nu e un punct fix sau o oră fixă, da? În momentul în care ați hotărât să puneți capăt dezamăgirilor, confuziilor, voi sau cealaltă persoană, nu contează cine, unul dintre voi, ar spune că apare o altă persoană. Dar hai să mai vedem. 7 de monede. Clarificăm 7 de monede. Vă atrage altcineva atenția sau vă echilibrează prezența altcuiva care privește înspre voi? Vedem. 7 de monede. 7 de monede. 7. E, vezi, până la urmă tot la 8 am ajuns. 7 și cu 1, 8. Da, vine cineva doritor să ofere ceva, să exprime în primul rând că vă apreciază, să exprime dorința de a se implica, de a investi, de a munci în relație cu voi, de a crea un parteneriat. Aici este cineva jos, aici este cineva sus. Unul dintre cei care se vor alătura vouă, unii sunt mai jos, alții sunt mai sus, depinde de educație, de mai multe lucruri, da? Ideea este, chiar dacă sunteți diferiți ca și într-o anumită poziție, vă echilibrați în alta. Unul poate, haideți să dau un exemplu, da? Vă echilibrați. Așa aș spune. Vă echilibrați. Poate unul are mai mulți bani, altul are mai multă experiență. Unul e mai tânăr, unul este mai în vârstă, da? Unul are mai multă energie, celălalt are mai multă înțelepciune. Unul atrage publicul, altul vine cu susținerea practică, cu elementele practice într-o relație, da? E interesant, da? Justiția și 10 de monede. Aș spune că după o perioadă de abandon, aveți parte de succes financiar, de reușite profesionale și de colaborări. Eu simt că ar putea să fie o colaborare fructuoasă, o prietenie echilibrată, poate chiar o poveste de dragoste echilibrată. Hai să vedem pentru colectiv, înainte, că tot am luat acele cărți, înainte de... Da, pentru că aveți de ales, vedeți? Aveți de ales 2 de monede. Între personajul karmic sau flacăra geamănă sau sufletul, un alt suflet pereche care n-a înțeles, n-a putut, a fost confuz sau prea analitic, da? Aveți de ales între un vechi și un nou, da? 2 de monede. Trebuie să cântăriți. Pentru că aveți o anumită valoare, aveți un succes. Și atrageți atenția. Mai ales că atunci când a apărut această carte, era moartea la capătul setului de cărți și în spate lăsați confuzii, prea multe opțiuni. Aveți opțiuni, ok, aveți opțiuni. Și ce de aici au opțiuni? Și ce de aici? Aveți opțiuni. Dar cea mai importantă este să nu vă mai mințiți, să nu mai permiteți altora să vă, eu știu, manipuleze. Și atunci aveți de ales între un personaj 7 și cu un 8 care va încerca să investească în voi, va dori să exprime cât de prețioși, cât de important sunteți pentru ei. Aici e o spadă, vedeți? Valetul de monede are o spadă, deci vrea să comunice. Aici sunt elemente de pământ în mod special, aici elemente de aer, apă și foc. Deci aveți de ales. Hai să vedem ce era înainte, adică cu acest personaj. Avem before și after tarot. Să le mai folosim și pe acestea noi. Before.
Regele de spade, clarificăm regele de spade. Uaha! Regina de monede, dar a venit pe orizontal. Vedeți? Probabil că avea o soție. Care a blocat. Că a venit pe orizontal, a blocat. Posibil că au considerat că a lucra, aici o monedă, aici este o monedă, a lucra cu voi era o tentație, dar nu știu cât, da, au analizat. Au analizat dacă merită, nu merită. Înainte. Da, interesant. Chiar mă bucur că nu aș aceste de cărți. Înainte să vă întâlniți cu ei. Chiar dacă azi nu mai povestesc de aventură, de secrete, de intuiție, de frici, de hiperanaliză, că le-am spus de atâtea ori. Dar înainte a apărut acum blocajul, soția sau mama sau lipsa stabilității financiare sau sentimentul sau lipsa sentimentului de valoare, chiar dacă sunt oameni în poziții importante, sunt unii care au niște răni emoționale încă netratate. Înțelegeți voi, unii dintre voi, da? Ei, deci până să intrați voi în viața lor, să le transformați viața cu această moarte, ei nu o duceau mai bine, nu. Erau în continuare în cap, vorba vine, în cap, făceau sacrificii. Încercau, aveau în continuare frici emoționale. Încercau să, vedeți, două cupe, da? Încercau să-și salveze relația la surse lipsite de, care e ideea? În primul rând, cereau atenție, cereau ajutor, erau în relații goale. Vedeți că aceste cupe sunt umplute la o pompă, pompă, izvor. Nu sunt umplute în apă, da? De fapt, izvorul e aici. Nu sunt umplute la sursa originală, sunt umplute la, cum să-i formulez? Sunt falsate. Nu știu de ce nu-mi vin cuvintele tot timpul. Probabil că acest personaj are niște probleme și de comunicare, că ați văzut atunci am început să tușesc, dar probabil că lipsa comunicării a fost și în cuplul acesta. Posibil că îngerii tot au încercat să-i țină pe aproape să se echilibreze, dar ei tot au cerut atenție. Da, beau cupă goală după cupă goală, cupă cupelin după cupă cupelin, beau ocaziile negative și nu învățaseră să renască. Tot se ținea, interesant, super atașament cu această lume. Vedeți, este înainte. Înainte. La lume este un singur personaj care naște. Aici încă erau în legătura karmică. Și din cauza acestei legături în care cerșeau atenție, în care cupele erau goale, umplute la diferite surse, poate și el și ea la alte surse, sau poate împreună se mințeau, se duceau și, eu știu, și umpleau, să zic, stările. Am uitat de spânzuraș de lună, da? Interesant, foarte interesant aceste de cărți. Scuze de gălăgie. Ia, ce mai era înainte? Deci s-a pus această regină de monede câși. Mamă, soție sau mama copiilor sau lipsa valorii, lipsa, în primul rând, al respectului față de ei, de-aia stăteau acolo de frică să nu piardă banii, de frică să nu piardă moștenirea, de frică să nu piardă casa, mașina și ce au acumulat ei împreună. Asta e. Ne dăm, hai, maxim o carte, ca să nu ne lungim prea mult. Înainte. Ne vedeți, am folosit un set special. Specially for you. Hai, încă o carte. Adică la 8 de cupe. Da, întâlnire cu prietenii, cerșeau atenție, asta era. O situație dezechilibrată.
Nici financiar nu erau duceau prea bine. Mai. Dar încercau să pară cool, regele de spade, să pară cool, super bine, super înțelepți, învățați. Da? Și să ascundă cu marea preoteasă, să ascundă aceste probleme. Și a venit marea pasiune, marea atracție care l-a transformat viața. Au ținut-o și pe asta în secret. Da, evident că dacă era obișnuit să le secretizeze pe toate, cum să facă această atracție publică? Cum să înțeleagă Luna, Cavalerul de Bâte, cum să înțeleagă această atracție, această chemare la explorarea potențialelor lor, dacă nici înainte nu răspunseseră corect la alte chemări. Sunt convinsă că au mai fost și alte chemări, da? Prin vise, prin cărți, prin multe lucruri lucrează Dumnezeu. Da, patru de cupe, cupă după cupă, dar primeau orice, orice, erau mulțumiți de orice, numai să primească. Și aici la fel, nu contează cât, dacă e mai mult, mai puțin, să primească, să primească. Poate că are legătură cu această femeie, sau pur și simplu stând lângă această femeie au devenit la fel. În fine, nu mai vreau să explorez lucrurile astea. Ia uitați. 5 de cupe. Puterea. Lupta pentru putere. Încercau să facă pace. Asta este justiția înainte. Înainte de nedreptate, sperau că dacă tac din gură, dacă vorbesc frumos, dacă așteaptă, dacă nu aia, dacă nu ai la altă, porumbei. Sperau că, da, vedeți că e balanța dezechilibrată și spada e jos, da? Sperau că. O să mai treacă ploile astea și că o să rămână frumos, da, că o să facă ei rost de bani, important este să vorbească frumos sau poate cineva în această căsnicie sau contract sau ce-o fi fost karmă. Unul vorbea frumos suficient cât să-l transforme pe celălalt, să-l calmeze, în fine. Dar cupele începeau să se verse una după alta, una după alta, ego-ul cuiva. Stilul de joacă al cuiva, unul probabil că era prea jucăuș, celălalt, a, lasă că, na, hai să iertăm, lasă că suntem căsătoriți, lasă că, hai să iertăm. Hai să vedem, acum, după că voi ați încheiat, da, voi nu mai vreți așa ceva, nu e recomandabil să vă consumați energia, pentru că aveți de câștigat 6 de bâte, câștigă, s-a bătut pentru victorii și aveți de menținut niște victorii. Aveți de menținut echilibrul vostru, transformarea voastră, inclusiv prin această lecție, această poveste. E o altă, să zic, o altă nuanță în aripile voastre, în zborul vostru, către victorie. Hai să vedem ce ar fi după, la 7 de monede. Este o atracție, acest personaj care va veni în viața voastră, se simte, ia uite, foarte generos, ce diferență, apare 6, ia uitați, aici se uită, nu știu unde se uită acest personaj, dacă dă cu țârâita, dacă dă, da? Aici e, uite ce generos. Și tu, și tu, și tu, și tu. Așa, pentru că este generos, are energie, are vitalitate, are toate resursele. Și a început să manifeste. Deci este după. Deci a început să manifeste. Ah, dacă ați ști, ia uite-ți porumbelul. Dacă ați ști ce simbol puternic e porumbelul în ritualurile șamanice egiptene, n-ați ignorat această carte, mai ales după. A intrat în transformare acest personaj, poate că înaintea voastră, poate în prezența voastră, acest personaj începe să se transforme 8, 7 și cu 1, 8. Dar vrea să și lucreze. Mai devreme sau mai târziu o să vedeți dacă îi dați șansa, va vrea să lucreze. Hai să vedem câteva informații despre acest personaj. Că aveți de ales între unul și celălalt.
poate că nu este extra. Ia uitați. Vedeți ce a venit? Împărăteasa. Acest personaj vă adoră. Dacă este femeie, este într-o energie foarte bună, conștientă de valoarea sa și se va purta frumos cu acest valet dacă este mai tânăr. Dacă este un personaj mai tânăr sau mai neexperimentat, am zis că vă apreciază, ia uitați, împărăteasa. 8, la 7 și cu un 8, cu răbdare veți putea ajunge la un soi de abundență, la stabilitate, la poate chiar la căsătorie, că totuși reprezintă mama. Are, da. Are multă energie, multă atracție pentru voi. Numai nu e un cavaler, este un rege. Poate că s-a transformat în relație cu voi. Dacă acest personaj, repet, bărbat, femeie, nu bărbat, că e mai tânăr, că mai în vârstă, nu contează, a întâlnit o femeie divină care tocmai a lăsat în urmă o relație dezechilibrată, plină de secrete, de confuzii și negată de acest rege de spade, lângă acest personaj, vă veți găsi și pasiunea și, da, veți merge. Veți merge în ce direcție? În noi orizonturi, noi direcții, noi perspective. Veți descoperi credința, colaborările din alte perspective. Aici este spânzuratul, dar alături de cineva care este hrănit. Voi puteți să fiți această împărăteasă care îi hrăniți cu energie divină și ajuta să se transforme, să se ilumineze, să poate chiar să renunțe la niște relații karmice, poate chiar să renunțe la îndoieli și să meargă mai departe. Puteți să mergeți mai departe. Deci energia se schimbă între voi, o întâlnire de destin, roata norocului, măi, deci roata norocului v-a adus față în față. Da? Ia uitați. Împărăteasa cu valetul de monede. Care valetul de monede, de fapt, în momentul în care este hrănit cu energie divină, înțelegeți mesajul cum vreți, da? În momentul în care primește atenție, empatie, eu știu, grija acestei minunate energii feminine, bărbați, femei, nu contează, acesta se transformă într-un rege. Nu? Chiar dacă inițial părea valet. Părea. Toți poate am fost valeți cândva, nu? Toți am fost zero, toți am fost. Dar poate se trezește energia masculină în acest personaj. Pentru că e o întâlnire de destin. Roata norocului. Nu vedeți interesant aici toate cărțile, toate semnele fixe au cărțile deschise. Cu alte cuvinte, există vulnerabilitate, comunicare, învățătură, predare și învățare. Cineva predă prin exemplu, prin puterea exemplului și celălalt învață. Și învață și crește. Și se transformă. Ce frumos. Da? Și mergeți. Îi ghidați, iaute, cartea deschisă, aici GPS-ul. Îi ghidați în călătoria lor și ei, probabil, că vor exprima această admirație și respect prin muncă, prin cadouri, printr-o comunicare care să fie suficient de expresivă cât să arate dragostea și am zis apreciere, da? Apare. Și aprecierea. Interesant, apare și diavolul. Dar vedeți voi, în acest context, eu simt că voi, împărăteasa, le oferiți apă sfântă, izvorul tămăduirii, că am vorbit de... sau n-am vorbit? Vorbesc acum. Energia feminină reprezintă general, apă. Cum poate să crească această pădure dacă nu e apă, da? Dacă nu e fertilizată continuu? Așadar, conexiunea voastră cu divinitatea este un izvor nesecat de dragoste. Îl redirecționați, cum am spus. Vedeți? Ia uitați-l aici. Vedeți izvorul? Da, e aici. Cum să nu fie izvorul la împărăteasă? E aici.
Luați apă de la izvor și le oferiți. Și le oferiți iluminare și înțeleg, își înțeleg natura toxică, își înțeleg adicțiile, fricile și vor să meargă, de fapt. Ce face faetonul? Merge înspre stea, înspre vindecare. Sunteți, îi ghidați, măi, îi ghidați. Îi ghidați în transformarea lor. Poate că regele de bâte este o natură foarte sexuală a lor, da? Însă, în preajma voastră, oamenii aceștia zic eu că se vor schimba. Vor prinde viteză, faetonul și roata norocului, ambele reprezintă mișcare, iute. Aș putea să zic o trezire foarte rapidă, urmată de iluminare. Și diavol, în legătură cu relațiile lor toxice. Poate chiar și cu obsesia față de voi, dar eu zic că vor transforma această obsesie. Rămâne de văzut ce va mai fi. Interesant că iar s-a oprit aici. Acum, voi alegeți ce vreți. Am încercat să aflu și despre persoana din trecut și despre persoana care e în această perioadă în preajma voastră. Probabil că sunt obsedați, foarte atrași sexual și aceștia, dar mult mai intens decât ceilalți. Însă, în relație cu voi, am spus, există un respect. Și în momentul în care, trei înseamnă comunicare, în momentul în care veți comunica, îi veți trezi, vedeți, mă, îi veți trezi. Și interesant, da, 12 nu înseamnă tot, trei, altfel de comunicare telepatică, subtilă, emoțională, empatia voastră. V-ați întors privirea voi împărăteselor către acest personaj, numai faptul că vorbiți cu ei. Îi transformă. Eu aș spune că aceste cărți reprezintă o energie aproape instantanee. Transformarea lor, trezirea lor. Bine, acest instantaneu poate să dureze și câteva săptămâni și câteva luni, dar se manifestă în același timp toate. Nu le putem separa. Hai să vedem încă energia de moment, povestea de moment. Da, ia uitați. Ia uitați chiar apare. Deci, Regina de Cupe. Împărăteasa, vedeți cărțile. Regina de cupe, împărăteasa, da? Energie feminină, blândă, sensibilă, plină de dragoste, doritoare de vindecare, da? Într-o relație pe care a sperat-o că va fi cu acest personaj foarte cool. A sperat, a crezut că va fi împăratul ei. Dar poate chiar este energia masculină divină. Poate, dar această energie masculină nu vrea să se trezească. A blocat, a creat blocaje de o încăpățânare extremă de a avea poate nu neapărat ultimul cuvânt, de a fi în control. Vedeți ce seamănă ca și figură cu regele de spade. Da? Poate că e energia voastră masculină divină. Poate că ați crezut, e un fals, twin flame. Dar blocaje, autoritate, tradiționalism, consum de energie, v-a consumat foarte mult energetic relația cu acest personaj în care voi ați împins relația și ei au stat. Au stat, eventual au mai creat încă un blocaj. Pentru că tradiția, pentru că educația, pentru că familia, pentru că banii, pentru că aia și că pentru ailaltă. Da? 10 de monede și, nu de monede, 10 de bâte și 10 de spade. Asta v-a adus acest personaj în prezent. Da? Acela de care eu zic că ar fi bine să vă eliberați. Cu alte cuvinte, nu v-a tratat cu respect Regina de Monede pe orizontal. Pe de altă parte, poate că avea responsabilități. Ok, dar asta nu înseamnă că trebuie să creezi blocaje și consum de energie și dezamăgire. Lucrurile astea, din punctul meu de vedere, se rezolvă prin convorbiri
deschise, dar nu a fost comunicare, au fost secrete. Secret. Atracție fizică, nu zic că n-a fost. Dar nu s-a mers mai departe, nu s-au depășit blocajele. Cavalerul de Bâte are potențialul să sară peste blocaje. Nu, nu. Nu, a preferat să stea. Sunt, ia uitați câte figuri aici. Autoritare, super autoritare și... Nu, cum să zic cuvânt, care cuvântul... Statice. Statice. Și atunci, unul a împins până a obosit, până s-a simțit trădat și a zis, bă, ce fac, mă, ce fac, ce fac aici? Aștept, investesc, lucrez, pentru ce? Pentru nimic? Ce primesc? Ca și bani? Nada. Nada. Personajul e ocupat cu cupele sale, cu... Așa. Asta e. Dar vine altcineva. Deci aici rămâne nemanifestat 10 de cupe. Este nemanifestată fericirea cu cine? Ia uitați cu cine. Și aici a picat, ați văzut cum a picat în fața voastră a picat cavalerul de monede. A picat într-adevăr cu capul în jos. Din punctul ăsta de vedere, cavalerul de monede invers merge către valet. Cum am văzut și mai devreme, valetul e aici, da? Da, e un personaj, dar cu un potențial deosebit. Care vrea să vină înspre voi, regina de monede în poziție normală, care vă respectă, vă apreciază. Și doi, da, doi de monede, doi de monede, își dorește să vă echilibreze și să creeze relații care se transformă în relații. Ia uite ce frumos, în relații frumoase, armonioase. Aici este steaua. Vedeți cum e? Steaua. Relații care vindecă. Ia uite, roata norocului, aici este. Dacă sunteți independent, acest personaj vrea să se ridice la valoarea voastră. Vrea să se ridice la valoarea voastră acest personaj, întâlnire specială de destin. Dacă vreți să vă dați șansa și dacă n-ați întâlnit acest personaj, eliberați-vă cât mai repede de acel super încăpățânat. Poate că o fi căsătorit, o fi în autoritate, o fi șef sau eu știu ce director sau mie nu știu cum, poate să fie ce-o fi? V-ați consumat prea multe blocaje, ați așteptat prea mult. Da? Sensibilelor sau sensibililor, că poate sunteți bărbați în energie, care ați manifestat energia aceasta feminină în relație cu o femeie, cu o energie masculină distorsionată, aș spune. Că și energia masculină are variantele sale pozitive, dar aici este o energie masculină distorsionată. Și știți de ce? Haideți să vă mai arăt. Pentru că sunt prea multe blocaje, prea multă stagnare. Energia masculină înseamnă mișcare. Mișcare. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a fost de folos. V-am dat așa un impuls, o speranță. Asta aș vrea. Să sperați în continuare în dragoste și în momentul în care sperați, se manifestă. Vine. Dar trebuie să încheiați și cu trecutul. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, ceau, ceau!